Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul unboxing de pe acest canal. Cum v-am zis, trebuia să-mi vină curierul și în sfârșit au venit cu prostiile astea două. O carcasă, o placă de bază și bănuiesc în ele și mouse-ul de care vă vorbeam. Pentru acest unboxing, cred că o să am nevoie de... Deci e prima dată când fac așa ceva. Ăsta va fi cuțitul de unboxing. Dacă o să mai fac pe viitor unboxing-uri, acesta va fi. Este ceva... șmecher, cu o lamă foarte care taie, adică foarte care taie dacă v-ați prins. Asta e o șurubelniță în cruce care sper să mă ajute. Eu stau pe jos alături de o lampă care îmi face și mie lumină aici, pentru că alea două de sus nu prea fac față. Bun, dați că a intrat banda în cadru, ok. Și cred că filmează HD, eu zic să ne apucăm cu cei mai mic, adică cu chestia asta. Bun, și o să fac ceva de genul, o să țin cu mâna dreaptă, cumva, așa, și cu asta o să tai. Să vedem dacă găsesc eu. Ok, deci se poate tăia de aici. Aia, pe facem, uite, așa. Așa ceva, desface și în partea asta. Haide, băi. Oh, fuck. N-am cu ce să o țin. Taie. Bun. Cam asta, cam așa e cutia. Lăsăm cuțitul ăsta aici jos. Să nu băgați în seamă șurubelele astea care sunt pe aici, pentru că le-am demontat eu dintr-un alt calculator și o să vă zic imediat despre ce e vorba. Ăsta e un contract care nu prea vă interesează. Dăm mai departe. O, Doamne, cât de bine arată mouse-ul. Ia, ca să zic, scutem așa din pungă. Aruncăm punga pe acolo pentru că nu ne trebuie. Deci ăsta e fucking mouse-ul mult așteptat. Oh my god. Ok, deci ăsta e super șmecher. După cum vedeți, sunt și niște specificații. Haide, băi, te focalizezi sau nu? Îmi tremură și mâna. Oh, Doamne. E 6D gaming mouse, scrie acolo. Ergonomic mouse, ceva de genul, și DPI 800-1000, mă rog, nu știu ce e chestia aia. În fine, el se numește un M316 Scorpion și așa va arăta. În fine, o să-l vedeți după toate acestea. Asta e placa de bază, e un Gigabyte B85HD3A. Arată bine, sincer. Ok, asta o dăm mai încolo. Și să vedem placa de bază cu ce vine. Ok, deci s-a deschis foarte ușor. Ce să zic, asta e ceva wow. Adică, dar stați mai întâi să nu deschidem. Nu deschidem. O întoarcem și ne uităm pe părți. Pe părțile laterale. Aici alte chestii. Aici sunt specificațiile. O să-ți fac eu, uite așa, ca să nu se vadă. Dar nu se mai vede lumina. O fac. Sunt specificațiile care cred că nu prea vă interesează. O să vedeți imediat placa de bază dacă e. Aici la fel zice, adică sunt niște descrieri. Aici, așa. Hai, te focalizezi. Astăzi. Da, deci camera mea e foarte proastă. E primul unboxing pe care îl fac, următoarele nu o să mai fie atât de praf. Dar promit că următoarele o să fie ceva mai wow. Bun. O lăsăm aici, nu ne uităm la ea. Vedem ce ne-a dat oamenii ăștia aici. Ok, sunt niște cabluri SATA. Eu mă uitam, dar nu le arătam în cadru. În fine, sunt niște cabluri SATA, ceva micuți. Da, să le desfac eu. Cu dinții, pentru că nu avem altă... altă posibilitate. Așa ceva. Haide, mă, ieși de aici. Ok. Asta o aruncăm pe acolo. Aruncăm acolo toate hârtiile. Bun, și cam astea sunt cele două cabluri SATA. Uf, Doamne, dacă aș fi putea să le îndrept puțin. Bănuiesc că e SATA 2 și SATA 3. O să mă uit un pic pe carte să văd care e și cum e. Pentru că nu prea știu, sincer. Sau bănuiesc că doar SATA. Nu știu chestia cu cum e cu SATA 2 și SATA 3. Le lăsăm frumos aici. Și haideți să trecem la... De fapt, nu la placa, pentru că mai avem pe aici prin cutie. Avem chestia asta din spate, care vine, se montează în spatele la ăsta și o să vedeți și pe asta despre ce e vorba. Ok, asta e cartea pe care chiar o să o citesc, că nu știu despre ce e vorba. Ăsta e un ghid, o altă prostie.
Ok, și CD-ul cu drivere. Bănuiesc că e cu drivere, nu? E placa așa, așa Adobe Acrobat. E o chestie care să mă ajute, cred, Gigabyte. Bun, și cam atât și cu carcasa, adică cutia aia. Haide, fraților, să trecem la cea mai importantă parte a unboxing-ului. Mult așteptata de mine, nu știu de voi. O, Doamne, face o gălăgie infernală. O să încerc să o deschid așa ceva. O, Doamne, ce bine arată pe partea asta. O să o vedeți imediat, pentru că nu am foarte multe lumini. V-am zis, nu fac ceva profesional. Ok, am scos-o din hârtie. Și, deci, nu am cuvinte să vă descriu. Pe cuvântul meu, dacă am cuvinte să vă descriu. E super, mega, ultra, fucking, șmecher. Placa, deci, am aici slot de placă video. Mi se pare că e PCI Express 3.0, ăsta e PCI Express 2.0 și ăsta e 1.0 sau ceva de genul, nu știu care convine. Astea sunt fele de SATA, avem 4 sloturi de memorie de 1600 de MHz, mi se pare, dacă nu mă înșel, care sunt pe dual channel, frecvența 1600, cred că am mai zis asta. Avem aici locul unde se montează procesorul, care încă nu l-am. O să îl achiziționez în viitorul cel mai apropiat. Așa. Pe aici văd, bănuiesc că e un radiator ceva, care nu prea știu cum face. Nu o să umblu la el, că nu vreau să-l stric. Ok, vedeți asta? Vedeți? Vedeți? Uite, asta e de la aparat, în fine, nu contează. Bun, și cam asta este fața. Haideți să vedeți și partea care se va vedea în calculator. Avem aici slotul pentru mouse și tastatură, două USB-uri 2.0, VGA, asta e DVI, mi se pare, asta e un HDMI, vreau să bag încă un monitor și îmi va trebui ăsta cu siguranță. Și dacă nu îmi va trebui, o să... Oricum o să iau pentru placa video, să aibă mai multe mufe de HDMI. Ăsta e un USB 3.0, încă un USB 2.0, mufa de internet și ceea ce îmi place mie foarte mult este asta, cum se numește el, de audio. E un 7.1 pentru că am o subwoofer cu 5 boxe și merge doar pentru 7.1. Bun, fraților, deci cam atât a fost cu placa de bază. O să o las aici. O să arunc cutia asta acolo în ea. Și acum trecem la ceva mai mare și mai fain. Deja filmăm de foarte mult timp, așa că o să mă ridic așa în genunchi. Și o să mă apuc să... Cred că m-am dus pe lângă. Ba nu, m-am dus bine. A, așa ceva. Ok. Ok. Cred că s-a deschis, ba nu. Mai avem și în partea asta aici. Avem și în partea... Asta, aici, deschide-te, grijania ta, dar deschide-te, ok, am deschis-o, aruncăm cuțitul ăsta pe acolo, ups, bă, nu pe placa de bază, dar să pun eu placa de bază aici, așa frumos în pat, bun, și, oh, Doamne, cât de bine arată, oh, Doamne, cât de bine arată carcasa, Segotep and Black Red, sau ceva de genul se numește, nu are un nume cine știe ce, dar o să pun eu ăsta aici, deci, o să pun camera așa jos undeva, o să scot calculatorul de aici, sper că încă mă auziți, haide mă coboară odată în grijania ta, dar... ok, o doamne, ok. Am scos-o, haideți să o și desfacem. Bă, pe cutie nu e prea cine știe ce chestii multe de arătat. E Segotep, carcasa cum arată. E, în fine, noi trecem direct la partea foarte awesome. Doamne, dar e foarte rece, nu știu cum să vă zic. Hai să o desfacem. Haideți să o desfacem că... Oh, stai puțin să dau eu asta jos de aici. Bă, așa ceva. Ok, cam asta e. Deci pe bune, man.
Deci nu știu cum să vă spun, dar mi-am luat o plasă super, 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 cea mai mare plasă pe care mi-am putut să o iau. Deci așa este carcasa. Dar de ce mi-am luat plasă? Deci nu o să vă vină să credeți. Uitați-vă și voi. Ei mi-au zis că e cu sursa jos. Și aparent e cu sursa sus. Fuck and super fuck. O, Doamne. Deci mi-am luat cea mai mare plasă pe care... Ok. O să văd, o să vorbesc cu ei și o să-i întreb despre chestia asta. Sincer, chiar nu... În fine. O să pun eu asta aici. M-am cam întristat un pic. Dar asta e. N-am ce să fac. O să o desfacem dacă e. Montarea nu o să o fac acum pentru că nu știu de ce mi-a dat așa ceva. Dar avem aici, după cum vedeți, sunt niște șurubele care se desfac fără ajutorul unei șurubelnițe. Nu pot să cred că mi-a dat cu sursa sus. Pentru că am cerut cu sursa jos. O, Doamne. O, Doamne. Bun. Băi, da, ăsta e cam închis, așa că o să folosim... Ok, gata. Folosim șurubelnița un pic. Bun. Și cam așa e înăuntru. Deci nu e cine știe ce înăuntru, pe cuvântul meu. Parcă arăta altfel în poze. Nu știu ceva. În fine. Asta e... N-am ce să-i fac. O să desfac eu țipla asta de aici. Așa. Arată super bine. Super, super, super bine arată. Am niște chestii care, în fine. Ăsta e un cooler din spate. Băi, dacă s-ar lumina un pic. Lumină, te rog. Ia, coboară tu aici frumos. Ok, așa ceva. Bun, ăsta e un cooler de răcire din spate. E inclus în el în preț, așa ceva. Bun. O să fac așa acum. Aici am multe cabluri și v-am zis că nu o să umblu la ele pentru că nu știu despre ce, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu de ce mi-a adus așa ceva. Eu acum o să-i contactez. Deci cam asta a fost, cam asta este ceea ce am comandat eu. La placa de bază sunt foarte mulțumit de ea. Ca să iau eu chestia asta, să o fac așa. Ok, pentru că nu îi mergea lumina, adică nu se vedea foarte ok. La placa de bază sunt foarte mulțumit, dar v-am zis, m-am cam întristat la carcasă. Carcasa arată super bine, e ceva, un material, nu știu, nu pot să... Bine, e un plastic ca toate carcasele, dar arată super, super, super bine și... vai, sunt foarte mulțumit. Aici avem butonul de power, butonul de reset, USB 2.0, USB 3.0, cred, USB de căști și microfon și aici avem un... Ba nu, astea sunt USB 2.0 și aici va fi un USB 3.0 care, nu știu pe unde e, bănuiesc că trebuie să-l cumpăr eu. Hai. Cam atât a fost, oameni buni, și cu unboxing-ul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați cam multe like-uri. A fost primul după canal și mă simt foarte, foarte, foarte bine. Și cred că am găsit și USB 3.0. Aba, nu, sunt alte prostii aici. O să mă uit, o să văd ce prostii sunt astea. Nu cred că am ținut mai deloc bine camera, dar eu sper că v-a plăcut unboxing-ul. Bine, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați cam multe like-uri. Eu am fost King și, ca de obicei, v-am pupat. Pa, pa!